Începutul de octombrie a deschis oficial sezonul viei și vinului în Republica Moldova. Licoarea lui Bahus a fost vedeta Zilei Naționale a Vinului. De diferit soi și gusturi alese, vinurile moldovenești au fost pe placul celor care au participat la sărbătoare. Chiar dacă Moldova ține cu greu piept embargoului impus de Federația Rusă la vinurile moldovenești, totuși producătorii autohtoni nu s-au pierdut cu firea și spun că au găsit alte piețe de desfacere. Este și cazul lui Ilie Gogu, un vinificator din orașul Căuceni. Producătorul spune că a venit la Ziua Vinului să demonstreze oamenilor că în Moldova se produce vin de calitate, chiar dacă Rusia nu recunoaște acest lucru. Este totuși o lecție pentru lumea să învețe să diversifice puțin piețele, pentru că oricum nu este o stabilitate cu Rusia în sensul comerțului. Antreprenorul, deși are o vinărie mică, se poate lăuda cu producția de care dispune. Ilie Gogu susține că astăzi, pentru a obține un vin bun, este necesar să știi cum să-l prepari. Exclusiv lucrăm doar la calitate. La moment avem 3 vinuri seci și unul de desert. Deci, în dependență de doleanțe fiecărui, putem să-l servim. Lumea are posibilitate să deguste, să facă cunoștință cu vinurile, de fapt să cunoască corect cum se servește un vin, cu ce se servește și neapărat poate deosebi un vin calitativ de unul mai puțin calitativ. Sărbătoarea vinului este un bun prilej atât pentru producători, cât și pentru vizitatori să cunoască îndeaproape tainele vinului. Astfel, cei care au venit la Ziua Vinului au avut posibilitatea să deguste diverse soiuri de vin. Printre vizitatori s-au numărat și turiști din Rusia, care le-a fost pe plac vinul moldovenesc. Agitația din Piața Marii Adunări Naționale a durat 2 zile. Fiecare producător local dintre cei 45 prezenți la eveniment și-a ademenit clienții prin licori deosebite, dar și prin prețuri atractive. Înghesuială era și la standul companiei Vinăria din Vale, care în acest an a luat premiul cel mare pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. Vinăria din Vale este unul dintre cei mai mari exportatori de vinuri din Republica Moldova, având o cotă de circa 10% din exporturi, în special datorită livrărilor de vinuri în vrac în Belarus. Pentru noi, trofeul decernat astăzi este un calificativ ce confirmă experiența și pregătirea profesională în domeniul vitivinicol. Asta ne face să fim mai încrezuți în planurile noastre de viitor, motivându-ne să înlărgim sortimentul producției vitivinicole autohtone, să modernizăm procesele tehnologice și să asigurăm euroconformitatea vinurilor noastre la cel mai înalt nivel. Vinul moldovenesc este principalul atual Republicii Moldova în fața pieței europene, susțin autoritățile de la Chișinău. Industria vitivinicolă a Republicii Moldova, în pofida tuturor embargourilor, dificultăților, provocărilor, a devenit mult mai unită, mult mai organizată. Vinurile moldovenești de calitate intră pe piețele europene, dar și pe alte piețe mondiale. Dar pentru a rezista și pentru a învinge, trebuie să stăm în continuare uniți. Așa cum am fost uniți atunci când am lansat cu toții un nou brand, vinul Moldovei, o legendă vie. Pentru unitate și calitate pledează și cei 7 învingători ai concursului Polobocul de Aur 2014. În acest an, pentru Marele Premiu, au concurat peste 600 de vinuri de casă, 90 dintre care au ajuns la etapa republicană. Premiul mare, Polobocul de Aur, este un butoi de 120 de litri. Noi suntem mândri de faptul că în deletnicirea pe care am moștenit-o de la moși strămoși, ea a devenit o artă. Ea este în continuă dezvoltare și vinurile moldovenești capătă tot mai mult locul pe care îl merită pe piața mondială. Sărbătoarea vinului în Republica Moldova a durat 2 zile. Cea de-a 13-a ediție a evenimentului este prezentată sub brandul unic de țară Vinul Moldovei, o legendă vie, prin care se dorește educarea culturii de creare, consum și promovarea vinului de calitate.